Dacă în comuna Săcelor recenzorii au ajuns în prima jumătate a procesului de recensământ, în aproximativ 70% din locuințe, la polul opus este comuna Logrești, unde procesul de recenzare este de 30%. Din această cauză, în Gorj, procesul de recenzare a scăzut sub media pe țară și a ajuns de pe locul 24 pe 30. La nivelul județului Gorj, pe primele 5 zile s-au recenzat 74.234 de locuințe, care reprezintă 46,21% din numărul total al locuințelor estimate a fi recenzate. Subprefectul de Gorj, Marcel Romanescu, a luat legătura cu toți secretarii de primării din comunele unde procesul de recensământ nu decurge așa cum ar trebui și speră ca lucrurile să meargă mai bine. Mai mult decât atât, s-a ajuns în această situație pentru că o mare parte din recenzori sunt funcționari ai primăriilor, iar unii edili nu le-au retras din sarcini pe perioada recensământului. Coordonatorii activităților de recensământ la nivelul localităților sunt secretarii comunelor. Am luat legătura telefonic și am rugat să încerce să facă demersurile necesare ca să depășească acest prag psihologic de 50%. După cum bine știți, jumătate din perioada de recensământ s-a dus, mai mult de jumătate, și unele dintre localități se situează la un nivel de 30% care nu cred că le onorează. Recenzorii trebuie să știe și faptul că își vor primi banii pentru munca lor așa cum li s-a promis, dar asta dacă își fac treaba și termină recenzarea tuturor persoanelor în termenul prevăzut de lege. Nu există probleme de natură financiară. Deci în momentul în care s-a stabilit să se realizeze acest recensământ, sumele au fost deja defalcate de la bugetul de stat pentru fiecare activitate în parte. Deci nu se pune problema, și asta ne-a fost transmisă ieri în videoconferință, ca vreo persoană care este implicată în această activitate să nu fie plătită. Cei care nu termină de recenzat locuințele și cetățenii care le-au fost repartizați nu vor primi nici banii și riscă să se aleagă și cu amenzi.